Valeriu Gheorghiță explică de ce a scăzut numărul vaccinărilor. Campania a ajuns la populația ezitantă, adică la cei care nu sunt convinși că e momentul să se imunizeze sau că vaccinul e sigur. Liderii țărilor Uniunii Europene vor participa azi la summitul de la Bruxelles. Printre altele, vor discuta și despre impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar sunt așteptate și reacții după incidentul de ieri din Belarus. Președintele american Joe Biden va fi vizitat la Casa Albă de familia lui George Floyd. Mâine se comemorează un an de la moartea lui Floyd și declanșarea celor mai puternice proteste din America în ultimii 30 de ani. Marea Britanie investește 300 de milioane de lire sterline în infrastructura pentru mașinile electrice. Britanicii vor să interzică mașinile pe benzină sau diesel până în 2030. Și The Weeknd este marele triumfător al galei Billboard Music Awards 2021 cu 10 premii, fiind recompensat cu trofeul Top Artist. Știi!